Nădejdea luminoasă a unui mâine glorios poate oferi putere pentru ziua de azi. Sunt Rea Brodan și ascult devoționalul Via. Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Adică, paradisul este un loc real. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Adică, paradisul este un loc al relațiilor desăvârșite, al comuniunii intime. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Adică, paradisul este un loc al eliberării sufletești. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Adică paradisul este și un loc restricționat. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. Adică, paradisul este un loc grandios. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Adică, paradisul este un loc al slujirii. Înătătoarea americană Florence Chadwick este cunoscută pentru faptul că a fost prima femeie care a traversat în not canalul Mânecii în ambele direcții. Pe 8 august 1950 a străbătut distanța dintre Anglia și Franța în 13 ore și 20 de minute. În anul următor, 1951, a pornit invers din Franța către Anglia și a străbătut distanța în 16 ore și 22 de minute. În anul 1952, tânăra Florence Chadwick a intrat în apele Oceanului Pacific pentru a încerca să înoate cei 42 de kilometri ce despart țărmul Californiei de insula Catalina. Florence era flancată de câteva bărci, a căror rol era să o protejeze de posibilele atacuri ale rechinilor și să o ajute în caz de epuizare sau accidentare. După 15 ore de înot, s-a lăsat o ceață densă, atât de densă încât abia mai vedea barca cea mai apropiată. La scurtă vreme, după lăsarea ceții, descurajată, a strigat mamei sale, care se afla într-una din bărcile ce o flancau, că nu crede că o mai poate duce până la mal. După încă o oră de înot, în ceața înfricoșătoare, neputând să vadă țărmul, epuizată, a cerut să fie luată în barcă. Când a urcat, i s-a spus că ar mai fi avut doar 1,5 km. La conferința de presă spunea: tot ceea ce vedeam era ceața. Cred că dacă aș fi putut vedea țărmul, aș fi reușit. 2 luni mai târziu, a mai făcut o încercare.
culmea, aceeași ceață groasă s-a instalat la un moment dat. Dar de data aceasta, Florence a înotat până la mal. Spunea reporterilor, citez, în timpul înotului mi-am păstrat vie o imagine mentală a țărmului. Am încheiat citatul. Exact așa este și cu marele înot al vieții. Ne-am aruncat în valurile oceanului ca să traversăm distanța dintre pământ și paradis. O ceață groasă s-a instalat în timp ce înotam. Doar cu imaginea țărmului în minte ne vom găsi resursele necesare pentru a înota până la mal. Țintește cerul și vei moșteni și pământul. Țintește doar pământul și le vei pierde pe amândouă. Înoată mai departe, pentru că nădejdea luminoasă a unui mâine glorios poate oferi putere pentru ziua de azi. Îți mulțumim că asculți devoționalul Via, producție a Bisericii Via, Cluj-Napoca, România.